au fost desfășurate un număr de 272 activități de patrulare în mediul urban și intercomunale, 11 acțiuni punctuale și 16 punctuale, la care au participat un număr de 149 polițiști și 22 de jandari. Au fost înregistrate un număr de 63 apeluri telefonice la numărul de urgență 112, dintre care 23 apeluri în mediul urban și 40 apeluri în mediul rural. Cu ocazia deplasărilor în teren și a activităților desfășurate, au fost constatate un număr de 41 infracțiuni, dintre care 19 infracțiuni judiciare, 6 infracțiuni economico-financiare și 16 infracțiuni de altă natură. Duminică, pe DN73, pe raza comunei Dragoslavile, s-a produs un accident rutier, soldat cu paugbe materiale și vătămarea ușoară a pasagerilor din mașină. Este vorba de un conducător auto care se deplasa din direcția Brașov către Câmpul Lung. S-a angajat într-o depășire, a pierdut controlul asupra direcției de mers, ieșind în depor unde s-a răsturnat într-o grădină. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a 4 persoane, persoane care au fost transportate la Spitalul Municipal Câmpul Lung pentru îngrijiri medicale. Din cele 4, una singură a rămas internată în spital. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest alcool 0.